Ieri au expirat cele 24 de ore pe care Mihai le-a avut pentru a hotărî dacă se plece sau nu Cassandra din competiție. Te rog să-mi spui în acest moment, Mihai, cum răspunzi task-ului pe care l-ai primit prin adrenalinia mireasă. Dacă ea este mai fericită să părăsească această emisiune decât să stea aici, eu aș prefera să-i respect decizia. Decizia este de a părăsi competiția. Bucurie pentru unii, însă motiv de întristare pentru ceilalți, mai ales pentru fete, care s-au văzut nevoite să-și ia rămas bun de la prietena lor. Sper să... Adică eu știu că ție ți este bine și că decizia asta ai luat-o și te-ai gândit super bine înainte să o iei. Eu chiar aș vrea să ne mai întâlnim după sau să ne auzim. Poate facem un grup. Eu nu cred că aș vrea, eu sunt sigură. Mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat. Aoleu, am vrut să mă înveți. Am învățat foarte mult. Și eu, vai de capul meu ce am învățat. Aoleu. Am multe de învățat. Multe, multe, dar nu aici. Am vrut să plec pentru că am simțit că nu mai este locul meu aici. Să fiu în casă, casa Mireasa. Nu știu la ce să mă aștept, dar adică știu. Dar nu știu. Am trimis scrisori. Ce limbă vrei tu? Mă rog, mai puțin franceză, că pe aia nu înțeleg. Nu regret experiența deloc, dar am simțit că era momentul pentru mine să plec. N-am învățat niciodată atât de multe lucruri de la un om. Perspectiva despre multe chestii. Acum tu vei fi number one, care spune la toată lumea. Cred că dacă nu aș fi avut experiența și dacă nu intram, n-aș fi putut să știu din prima dacă era locul meu. Da sau nu. Oricum, mă bucur pentru tine că știu că asta ți-ai dorit și o să-ți fie bine. N-ai grijă de tine. Dumnezeu să-ți călăuzească și stai așa. În tot ce o să faci, sunt sigur că o să ai și o să fii fericită. Deci zici că nu ne mai vedem. Nu o să ne mai vedem. Ne mai vedem, dar noi nu o să te mai vedem, din păcate. Ce am rămas pozitiv în experiența asta a fost că am învățat multe despre mine, despre alți oameni. Am reînvățat niște lecții de viață pe care deja le cunoșteam, dar au fost mai profunde de data asta. O să ne susțin? Ce crezi? Să mă trimis portretele? Da, bine. Promisiune. Pe mine mă face un stickman. Și am învățat ce înseamnă libertatea pentru mine și voința mea. Chiar să suntem disponibili, da. Chiar o să ne lipsești. Și ne pare că pleci, dar rămân același în sfârșit fericit. Da, mulțumesc. Speram să găsești fericire. Partea negativă a fost foarte similară la partea pozitivă. Tot ce am învățat a fost prin o greutate care m-a făcut și bine și rău, dar pentru că am învățat multe, în fine, este ceva bine. De mă gândesc ce o să spun lumea când mă duc în treniște. Când mergi unde? În afară. O să îmi placă, o să te... Mireasa! Mireasa a evadat! Mireasa a evadat! Câteva minute mai târziu s-au alăturat și băieții corului de fete întristate. A, bă, să râde că nu e la mormântare, bă, frate, dacă uite că Cassandra e fericită, noi suntem supărați. Despre subiectul bărbații, mi-e greu de spus multe în momentul ăsta. M-am făcut niște idei, dar până nu am comunicat 100% tot, nu pot să spun că am găsit bărbatul ideal. Aici, în casa Mireasa. Cassandra, este timpul să te îndrepți spre porțile mari acum. Luați-mă în brațe! Vă iubesc! Și noi! Cu asta pot să termin. Nu este un bărbat foarte simpatic, dar mai mult decât simpatic, este un băiat care poate să iubească într-un fel foarte profund, doar că nu cred că eram eu partenera potrivită. Ai grijă de tine, te rog. Nu cor din suflet, te-am cunoscut. Mersi mult. Sper să ai dreptate. Cassandra, să fii bine, fă ce e bine pentru tine. Mersi mult. Cassandra, e timpul. Hai. Rămâi autentică și... Ai grijă de tine. Pentru mine nu-mi pare rău că plec, pentru că chiar vreau să fiu acasă, în liniștea mea, în energia mea, 100%, dar în același timp îmi pare rău pentru persoanele care au rămas în casă. Toți care sunt din casă, m-ați ajutat foarte mult. Mi-a fost foarte greu.
Dar m-ați ajutat așa de mult și vă mulțumesc cu mult drag. Pa, strudelule. Cine o să-ți mai spună strudele? Pare rău că vă las în momentul ăsta, dar știu că sunteți așa de tari și așa de inteligenți și așa de frumoși, că nici nu-mi fac nicio grijă că va fi bine, oricum. Ramona și pe Tess o să susțin cel mai mult. Și din băieți, bineînțeles, Ionuț și toată lumea. Când am venit, am vrut să am mai multă încredere în oameni. Știam ce voiam, dar poate că nu avem curajul să spun sau să fiu foarte directă vis-a-vis de ce vreau sau foarte clară. Dar ce am remarcat este că când am mai multă încredere în mine, automatic am mai multă încredere în oameni. Simt mai bine ce este bine pentru mine și accept că eu trebuie să mă lupt pentru mine. Pupici! Așa a plecat Cassandra și văd câteva lacrimi în ochii lui Tess și Ramona este foarte afectată. Da, simțiți că, nu știu, ați rămas mai puține și că... Nu. O persoană în minus cu care să vorbiți? Eu stăteam non-stop cu Cassandra, deci mergeam la culcare când mergea ea, mergeam împreună la baie, peste tot. Și vorbeam orice cu ea și mi-este foarte greu. Tess, veți păstra legătura când veți ieși de aici? Nici nu se pune problema de așa ceva. Ne-am făcut și planuri deja ce o să facem. Ce planuri v-ați făcut? Eu are un prieten care face un curs de pilotaj și am spus că o să mergem în Monaco împreună. Și mi-a lipsit partenera de dans de dimineață, că Ramona nu vrea să danseze cu mine dimineață. Am înțeles. Da, este prima concurentă care părăsește competiția la doar 2 săptămâni și un pic de la început. Mâine se plinesc 3 săptămâni de când începe acest sezon și vreau să vă spun că vom avea parte de surprize. Da? Dar să nu uităm că avem de trecut de o eliminare, pentru că săptămâna trecută au fost propuși spre eliminare Gabriel și Bogdan, iar dumneavoastră, cei de acasă, știți foarte bine modalitățile prin care trebuie să vă votați favoriții. Pe cine protejați, care va fi mama săptămânii, care va fi mireasa săptămânii, care va fi mirele săptămânii și care dintre cei doi va pleca mâine. O situație grea, pentru că eu cel puțin pe Bogdan... Nu te-am auzit săptămâna asta. Da. Scurt, te rog. Este. 20 de secunde. Da. Nu știu, nu prea am ceva neapărat de zis. Pot să zic că a fost o săptămână destul de...